Consiliul Județean Suceava s-a întrunit marți în ședință ordinară. Problema este că proiectul de hotărâre privind alocarea unor fonduri pentru sprijinirea familiilor sinistrate de la Gura Humorului nu a fost prins pe ordinea de zi, și asta pentru că primăria orașului nu a reușit să transmită în timp util anchetele sociale ale celor peste 60 de familii afectate de incendiu și inundații. Până ieri la 10 am rugat Primăria Humor să ne trimită anchetele sociale în baza cărora să vă facem o propunere aici. Nu au fost trimise toate și complete și atunci amânăm această chestiune, dar nu din cauza noastră, din cauza dumnealor, pentru că nu au depus documentația completă și atunci biroul de specialitate de la noi așteaptă acest lucru, dar nu putem să facem astăzi. În săptămâna patimilor, mansarda unui bloc din Gura Humorului a luat foc. Flăcările au mistuit 18 apartamente. În urma intervenției pompierilor, alte 50 de locuințe au fost inundate. După incendiu, familiile sinistrate au dormit pe la rude, vecini și prieteni.